că într-adevăr sunt provocări multiple, să enumăr câteva. Ar fi, eu știu, poate o mai bună coordonare între donatori, adică de multe ori este o fricțiune, ce se finanțează, cum se finanțează, nu de puține ori suportul care este oferit este supply-driven, nu neapărat demand-driven, deci ar trebui să înțelegem mai bine care sunt necesitățile curente de pe loc și să lucrăm cu ele. La fel, pe parte de parteneriat, dacă să zicem, cu instituțiile guvernamentale, la fel este foarte mult de lucru, pentru că se investește programatic, adică se investește într-un domeniu oarecare, dar rămân neacoperite anumite arii transversale care sunt foarte importante, de exemplu, partea de change management, da? Guvernul, statul nu s-a învățat încă să facă change management eficient și sunt sigur că Aliona știe cât e de complicat tranziția asta, shift-ul ăsta cultural care trebuie să se întâmple. Capacity building, parte de instruire, de skill-uri, de implementare, de proiecte majore, la fel, statul are dificultăți mari în ceea ce privește atragerea și reținerea specialiștilor, pentru că ei migrează foarte ușor în sectorul privat. La fel, aș spune că poate uneori nu este și o viziune din partea statului care să articuleze foarte bine ce vor și cum vor. Și de asta e foarte bine ce a spus Vitalie pe partea de roadmap. Atunci când statul vine cu anumite roadmap-uri, se lucrează la strategie de transformare digitală, care iarăși o să vină cu niște planuri de acțiuni. Acestea sunt instrumente foarte bune de colaborare între mediul privat și mediul public și instituțiile de parteneri de dezvoltare, instituțiile internaționale.